Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru telefoanele pe care le-ați dat. O să rog pe domnul regizor de platou să citească și mesaje, pentru că eu n-am încă dexteritatea să conduc emisiunea în același timp să citesc și mesajele. Și continuăm cu această chestiune, cât contează legea la Buzău, și să spunem că în acest moment hotărârea Consiliului Local privind accesul în Crâng s-a suspendat. Nu, asta nu înseamnă că între timp a fost și anulată. Dar spuneam că, din acest punct de vedere, cei care au atacat această hotărâre atrag atenția asupra faptului că există o ordonanță de guvern, 137/2000, privind prevenirea și sancționarilor unor fapte și fenomene de discriminare. De asta spuneam că poate fi atacată hotărârea prin care s-a aprobat împrumutul respectiv, pentru că creează o discriminare din acest punct de vedere evidentă. Și am spus în prima parte a emisiunii cam care ar fi, să zicem, rațiunile, iar telespectatoarea noastră ne-a dat dreptate în sensul că ea se simte discriminată în ceea ce privește acordarea împrumutului. Da. Să spunem din acest punct de vedere ce a greșit maestru Toma când a promovat această hotărâre de Consiliul Local cu caracter normativ. A amintit în prima parte a emisiunii câte ceva. În primul rând, nu a ținut cont de amendamentele aduse în dezbaterea publică. Acolo au venit propuneri și din partea comercianților, și din partea cetățenilor, din partea mea ca și consilier. Ăsta este primul lucru. Al doilea lucru, când ai o hotărâre, îți trebuie oameni să studieze foarte bine acest cadru legal. Nu te joci cu o hotărâre. O hotărâre este, de fapt, o lege a local. Să repetăm și înainte de a da cuvântul telespectatorului care este în telefon, faptul că n-a avut avizuri de legalitate ale prefectului. Și prefectul acum scaldă, pentru că PSD fiind, dar zice, dumneavoastră, așteptăm hotărârea justiției. Ce vorbești, dumneavoastră? Dumneavoastră trebuia să vezi dacă ai dat sau n-ai dat, pardon, doamnă, avizul de legalitate. Sigur că vă ascultăm, stimate domn. Să trăiți, domnul. Trăiți. Domnul, aș dori să întreb pe domn consilier, legile astea care sunt date în România, de ce nu sunt date în așa fel să fie pedepsiți amândoi, cum ar fi de exemplu? Să dau ca un exemplu. Eu am călcat o linie continuă cu un autoturist, să zic. Altul a intrat după o stradă răzbunanică care trebuia să-mi dea prioritate. De ce pică numai unul? Să ia pe amândoi, să vină și ăla că a călcat linia continuă, să-l ia și pe landul că a ieșit. La noi zice că să pierd mai un singur vinovat. Mi se pare o aberație, o prostie. Ăla să răspundă pentru fapta lui, ăla pentru fapta lui. Deci să pice amândoi. Cum e legea americană? Da. Să fie la fel. Vă mulțumim, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Este o practică păguboasă. Deci, poliția, din punctul meu de vedere, face o practică prin care discriminează cel puțin unul dintre participanții la trafic care a produs incidentul și scapă cel care, din punctul acesta de vedere, este primul în fața, sau cum spune, cade cel care este primul în fața polițistului. Adică, ce a vrut să spună telespectatorul? El a intrat și a călcat linia continuă pentru că s-a speriat de cineva care intra lateral și i-a tăiat calea sau ceva de genul ăsta. Pe ăla nu îl sancționează, în schimb îl sancționează pe cel care l-a văzut și a călcat linia continuă. Pentru că, din punctul lui de vedere, cel care este cel mai ușor de sancționat este cel care a fost în fața lui și a luat act în mod direct de chestiunea respectivă. Asta și spuneam, în primul rând este lipsă de profesionalism și în al doilea rând funcționari sau angajații instituțiilor nu vor să muncească. Da. Și să nu-i dară capul, să facă cel mai simplu. Și cred eu că înainte de a modifica aceste legi și telespectatorii este îndreptățit și foarte bine a sesizat acest lucru, trebuie să tragi la răspundere, dați în judecată, făcut plângere, dar intrăm într-un hățiș de ăsta în care tot pe om săracul Asuprim. Da, să revenim la hotărârea de Consiliul Local. Eu vreau să citesc din acest punct de vedere modalitatea în care au înțeles cei care s-au simțit lezați de hotărârea de Consiliul Local. Îi ridiculizează pe cei care au făcut
nota de fundamentare, sau cum se numește, care a făcut expunerea de motive. Expunerea de motive sau raportul, da. Da. Și spune, domnule, este ridicol să spui că protejezi la leoa nu știu care, care între timp este și uscată, că n-ai cum să o protejezi tot timpul anului, adică îi interzici circulația tot timpul anului, deși la leoa evident că este sezonieră. După aceea, cei care au atacat hotărârea de Consiliu Local și Justiția a suspendat-o până la soluționarea definitivă, au spus, domnule, vedeți că ați încălcat articolul 53 din Constituția României. Și anume, să aduce atingere existenței dreptului sau libertăți. Păi a adus atingere drepturilor și libertăților celor care au nevoie în exercitarea profesiei respective. Și le spune celor care au votat pentru. Nu faci parte dintre ei, deci pot să spun că aceștia sunt niște consilieri care stau cu capul între urechi și le înghit toate gogoșile pe care le bagă sub nas Toma. Și anume, articolul 45 din Constituția României. Adică s-au restrâns niște libertăți pentru cetățenii care își realizau venituri, domnule, din activitățile pe care tu în acest moment le îngreunezi. Da. Maestre, aici vorbim clar. În primul rând, acei oameni care funcționează și au activități comerciale în Parcul Crâng, funcționează în baza unor avize și autorizații date de primărie. Care sunt valabile până la sfârșitul anului, cel puțin. Una la mână. Ei plătesc taxe și impozite. Tot în mijlocul Crângului, acolo funcționează și alte instituții. Vorbim aici de Urbiserv, care aparține primăriei, și societatea, un punct de lucru al societății companiei de apă. Aici accesul auto nu s-a restricționat. Automat că a apărut această discriminare. Păi dacă interzicem, ori interzicem la toată lumea și funcționând după un anumit program, ori reglementăm prin acces limitat, găsim alte soluții, nici de cum pe unii să îi tratăm într-un fel și pe ceilalți în alt fel. Este da, deci clar... o hotărâre de Consiliu Local este cu caracter normativ, este un act normativ care se aplică tuturor. Nu este acceptată nici poliția, da, nici Urbiservul, nici o persoană juridică sau autovehicule, niciunei persoane juridice sau fizice n-are ce să caute pe aleile respective. Situația de urgență este încadrată. Vorbim aici de pompieri, salvare sau... Aia e altceva. Da. Dar nu putem un autoturism al domnului director sau al unui angajat să aibă acces în mijlocul Crângului și cel care, știu eu, are o societate particulară, plătitor de taxe și impozite, care are autorizație... Își câștigă existența el și cu salariații respectivi. Trebuie să găsim soluția legală și pe urmă să aducem în dezbatere un proiect de hotărâre. Bun, domnul consilier, ca să nu zică lumea că cine știe ce interes am eu din punct de vedere, cât sunt acolo agenți economici? 3 agenți economici mari și lați. Dar noi nu vorbim aici numai de agenții economici. Noi vorbim aici și am tras un semnal de alarmă. Sunt oameni în vârstă care, știu eu, din nefericire, au avut un preinfarct sau au avut un accident vascular. Însoțitorii sau aparținătorii îi aduc cu mașina, îi lasă în parcarea aceea amenajată, că există o parcare amenajată la conacul trandafirilor, și făceau și ei 2-3 pași. Nu pot să vină de la poarta Crângului până, știu eu, în mijlocul Crângului, unde acolo e o zonă cel mai rarefiat. O altă problemă, avem problema mamelor cu copii. Da. Mamele cu copii își iau frumos căruțul în portbagaj, vin, parchează și pe urmă se plimbă, fac promenada. Accesul ăsta să fie clar. Nu este... accesului. Nu, accesul auto nu face parte din aleile pietonale. El este limitat, delimitat. Accesul este doar până la o parcare sau două parcări amenajate și până la unitățile. De la unitatea militară până la Urbis. La Urbis și... Hai că avem alt telefon. Vă ascultăm. Bună seara, domnul avocat. Bună seara. Tot în legătură cu Crângu. Vă rog. Vreau să vă spun și eu o întrebare asta ca cetățean buzoian. Vă rog. La aceste restaurante din Crâng a fost vorba de evenimente, de nunți, botezuri și așa mai departe.
nu vorbim de cei care se duc să dea ofere, că aia se zice că se duc alea principală. Oricum, da. Așa, veni să duc cu mașinile. La evenimentele acestea, ce mese participă? Nu cumva tot buzoieni? Da, și nu numai buzoieni care, din punctul acesta de vedere, au aceleași drepturi ca și cei care i-am enumerat, adică salariații de la Urbis, șefii de, peste tot, care au trecut, bine mersi, și pe lângă mine unul dintre ei, că avea număr de MAI. Nu, eu întreb altceva, nunțile astea sau botezuri, ce să fac acolo? Da, am înțeles și argumentul. Aceste unități din când n-au fost construite după Revoluție, au fost înainte. A fost restaurantul din când și acolo unde a fost vila lui Ceaușescu, a fost însățit câteva. Cum e posibil să spui să fac aprovizionare între 7 și 9 când la ora 9 se deschide? Păi bine, nu mă interesează decât atâta lucru. Cine fac evenimentele din Crân? Tot buzoieni, așa cum ați spus dumneavoastră, sigur că da. Sau cetățenii ăștia care plătesc impozit, nu le rușine puțin așa la cei care au votat? Nu, au făcut un populism, au făcut un gest de populism. Au zis, gata, domnule, noi avem grijă de buzoieni și din punctul ăsta de vedere trebuie să se plimbe cu bicicletele și cu permisiunea dumneavoastră, dacă nu mai aveți nimic de spus, vreau să-i spun domnului consilier că eu, în vremea care era cât de cât agreabilă temperatura de afară, mă plimb cu biciclete și mă așteptam ca să fie coloane și coloane de biciclete pe pistele respective. Erau 3-4 cetățeni care se plimbau oricum și nici într-un caz pe pistele trasate ca și cheltuială, tot la fel de bine argumentată de primar. Bineînțeles. În primul rând îi mulțumesc telespectatorului și iată că există buzoieni care gândesc într-un mod logic și le mulțumim pe această cale și chiar îi invităm să participe tot unicul și la ședințe de Consiliu Local dacă au timp și își permit lucrul ăsta. Și în al doilea rând, eu merg seară de seară în Crâng. De când s-a limitat accesul auto, domnul maestre, deci este o pustietate. Efectiv există o pustietate și n-am văzut oameni să mai facă promenadă, n-am văzut activitatea aia, știu eu, agitația aia. Adică să vedea că oamenii se distrează, se recrează. Efectiv, o pustietate, parcă eram într-un parc părăsit. Da. Mai avem încă un telefon, vă ascultăm, stimate doamne. Bună seara! Bună seara! Nu prea sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să mai avem grijă și de natură, nu numai de oameni. Știți care e culmea? Este un parc natural. Vă rog frumos să mă ascultați. Vă rog. Da. Așa, înainte domnul degeaba zice, era numai restaurantul Parcul Trandafirilor, am și o vârstă. Domnul Vlase a luat cum a luat acolo, a fost în nu știu ce partid. Hai să fim serios că după Revoluție a construit. Nu am nimic cu dânsul, Doamne ferește! Hai să mai avem grijă și de natură și mai nu s-a spus asta cu cărucioare. În Parcul Tineretului de ce nu se circulă? De ce nu se circulă și se duce lumea și se plimbă foarte frumos? Nu trebuie să mergem cu mașina într-un parc care face parte din codrii Vrăsiei. Vrăsiei este un parc natural. Hai să mai avem grijă și de floră și de faună, că și așa nu mai avem nimic în orașul ăsta decât uscăciune. O întrebare deci, pentru dumneavoastră. Ce să-i dă domnul consilier că să duc cu cărucioarele că se duc? Nu. Mergem pe jos. Aia este plimbarea. Pe jos. Vă mulțumim pentru telefon. O seară bună. Da. Haideți să ne înțelegem. Da. Natura nu se protejează interzicând aleile, accesul pe aproximativ 2 km de alei. Sigur, care sunt laterale și sunt marginale. Păi, doamna respectivă, uite că acolo este o circulație intensă, pentru că este ieșirea din municipiu spre Ploiești. Și acolo este și centura ocolitoare a Buzăului. Dacă ar fi deci, să fie și... Orice faci, dar nu elimini noxele produse de mașini. Eu nu am văzut niciun pom uscat din cauza circulației una la mână, iar doamna, cred eu că... dacă vreau să o întreb tocmai asta, dacă este mai în vârstă și să aduc aminte că și până în 89 acolo se circula și drumurile respective au fost ca acces către aceste spații comerciale. Bun, iar nu erau pe insulițe mai avem un telefon. Nu erau spații comerciale înainte de 89. Da. Dar nici nomenclaturiștii nu interziceau accesul cetățenilor de rând. Ba, dacă mi-aduc eu aminte, eu
de ce să nu recunosc, am fost cu mașina de la unitatea, am intrat pe la unitatea militară, am fost cu mașina pe partea salată, pe la obelisc, înainte de 89, când era cu tot alte... Eu acolo am lucrat și știu foarte bine. Vă ascultăm, stimate telespectatori. Bună seara, domnule avocat, bună seara, domnule Rușiu. Atâta tevatură cu acest parc, care într-adevăr avem nevoie de el, dar o hotărâre, zic eu, destul de bună ar fi în felul următor. Sunt 4 agenți economici privați, plus compania de apă, plus Urbis. Deci sunt 4 agenți, domnul Rușioru, mai este un corp de nunți al unei societăți. Este Parcul Trandafirilor, este Max și insulița domnului Vlad. Da. Bun. De luni până vineri, accesul să fie interzis, dar să se permită aprovizionarea tuturor unităților respective, inclusiv patronii să aibă acces acolo, pentru că în momentul în care ai o afacere, trebuie să te miști. Acolo sunt angajați, au nevoie să funcționeze acea afacere. Deci, accesul să nu fie limitat patronilor și mașinilor de aprovizionare. Iar mașinile de aprovizionare, să știți că nu merg după cum are X voie să intre sau să nu intre. O mașină poate veni la ora 2, poate veni la ora 3 după amiaza, poate veni la ora 9 dimineața. Deci asta poveste că între 8 și 9 pot să se facă aprovizionarea. E o prostie. Deci, într-adevăr, se poate proteja de lunea până vinerea parcul prin interzicerea celorlalți. Sâmbăta, duminica, când sunt evenimente, lăsați oamenii să se ducă, vin cu fel de fel de costumații, cu pantofi pentru o nuntă, pentru un restaurant, lăsați oamenii să distreze la sfârșit de săptămână. Domnul consilier, părerea mea este că dacă ați puncta acest lucru în Consiliu, la acest mod, există împăcarea lupului capri și verzi, până la urmă. Adică cetățenii au la sfârșit de săptămână voie să meargă, patronii își fac treaba și de luni până vineri e protejat și crângul. Da. Asta este. Trebuie să găsim o soluție de mijloc în care să fie bine pentru toată lumea. Vă mulțumim. Aveți dreptate. Din punctul acesta de vedere, trebuiau să se gândească ceva mai bine atunci când au adoptat această hotărâre. Da, eu sper că, așa cum v-am spus și știe și domnul consilier, justiția, până în cele din urmă, va constata că s-au încălcat niște dispoziții constituționale, că s-a încălcat o dispoziție legală expresă care interzice discriminarea din punct de vedere economic și din acest unghi ar trebui totuși să se regândească și să se refacă, dacă tot s-a suspendat, să se reconsidere hotărârea respectivă în așa fel încât, așa cum spunea și telespectatorul, să existe un compromis valabil pentru toată lumea. Dar să nu mai dați vina stimabililor pe Lalea. Laleaua respectivă este sezonieră, să fie limpede. Iar celelalte specii protejate, ca și până acum, au supraviețuit chiar dacă a fost poluarea sau dacă este o poluare accentuată. Sunt dator să-i spun telespectatorului dumneavoastră, în primul rând să-i mulțumesc pentru intervenție și este pertinentă și e normală o idee că noi ca și consilieri am adus ca amendament propunerea telespectatorului, dar nu s-a ținut cont de ea. Păi să spunem și altceva, că au votat împotrivă domnul consilier Roșioru, domnul consilier Florescu, care trebuie să spun că am fost încântat pentru că în sfârșit un profesionist și-a trecut peste obligațiile de partid și a votat știind care sunt dispozițiile constituționale și legale încălcate prin această hotărâre cu caracter normativ. Bun, mai avem 5 minute. Da. Haideți să-i adresăm ultima întrebare sau celebra întrebare domnului primar Toma. O întrebare care i s-a lansat, așa cum mai spuneam în prima parte a emisiunii, de către un alt post de televiziune, să-i spunem, din acesta de online, și anume, stimate domnule, dacă nu îi răspundeți cetățeanului respectiv, pentru că am înțeles că sunteți în conflict cu dumnealui, răspundeți-ne nouă. Este adevărat că OLAF a sesizat autoritățile române, respectiv DNA-ul, în legătură cu o firmă în care sunteți sau la care sunteți administrator în legătură cu o pagubă de 20 de milioane de euro. Deci urmați pe șeful dumneavoastră de partid în legătură cu modalitatea de folosire a fondurilor europene.
E adevărat sau nu e adevărat? Îl întreba și în Consiliu, domnul consilier. Bineînțeles că îl întrebăm, este de datoria noastră și în primul rând este obligația domnului primar să răspundă în fața cetățenilor, pentru că cetățenii au investit încredere în dânsul și de fapt ce trebuie să știm? Că primăria nu este un SRL, nu ne aparține nouă, este o administrație în folosul cetățenilor. Iar noi suntem obligați în zi de zi și tot timpul să răspundem în fața cetățenilor care ne-au trimis acolo. Răspunde numai ce-i convine domnului primar, dar să spunem și un lucru esențial, și anume, este sau nu este de interes public să știm dacă domnul Toma are un dosar de la OLAF, deci de la Oficiul European al fondurilor europene. Deci este de interes general să știm dacă acest personaj care a ajuns în fruntea primăriei știe să se ocupe de banii europeni sau știe să se ocupe de banii europeni așa cum s-a ocupat de afacerea pe care o are personal. Este obligația dumnealui să spună, pentru că este o informație de interes public, să ne dăm seama și noi care este capacitatea lui de administrator al banilor municipalității. Este un lucru foarte grav dacă se adeverește acest lucru, ținând cont că noi, ca și primărie, trebuie să atragem fonduri europene, trebuie să inițiem proiecte și să aducem, să atragem cât se poate de mult fonduri. Că, până la urmă, ăsta este cel mai mare avantaj al unei administrații, să poată să atragă fonduri europene, bani. Și atunci când se termină spațiul de emisie. Am fi mai avut de vorbit, dar o lăsăm altă dată, în altă emisiune. Eu vă mulțumesc, maestre, că m-ați invitat, sunt onorat că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră și le mulțumesc telespectatorilor că au contribuit la bunul mers prin idei, prin soluții și îi rog și de acum încolo în continuare să fie prezenți în activitatea noastră politică și de Consiliul Local. Le mulțumesc pe această cale. Bun, stimați telespectatori, trebuie să fac mea culpa. Eu, într-o emisiune moderată de cunoscuta dumneavoastră realizatoare a emisiunii .pi, am pretins că eu am încredere în doctorul Zoican și anume faptul că dumnealui răspunde la telefonul pe care l-a afișat la UPU. Trebuie să vă spun din acest punct de vedere că în mod direct l-am apelat fără să spun cine sunt și dumnealui a luat măsuri imediat, deși sunt convins că a nemulțumit personalul din subordine. Iată deci că se adeverește faptul că acolo la UPU chiar se întâmplă lucruri bune. Vă mulțumesc, domnul consilier, pentru participare. O să ne revedem peste 2 săptămâni, pentru că nu vreau să-i iau pâinea colegii noastre din ceea ce privește realizarea emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Doamne.